Miercuri dimineața, în jurul orei 1, polițiștii telormăneni aflați în trafic au efectuat semnalele regulamentare de oprire a unei mașini conduse de un bărbat din Ilfov pe raza comunei Buzescu. Numai că șoferul nu s-a conformat. Oamenii legii au pornit imediat în urmărirea acestuia mai bine de 10 kilometri, iar ce a urmat este demn de filmele de acțiune. Întrucât conducătorul auto nu s-a conformat semnalului polițiștilor, aceștia au procedat la urmărirea autoturismului până în municipiul Alexandria. În momentul opririi, conducătorul auto a trecut de la volanul autoturismului pe care îl conducea pe bancheta din spate, încercând să se sustragă. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că bărbatul avea permisul suspendat și, de asemenea, nu avea nici asigurare la autoturismul respectiv. Față de acesta, polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale cu amendă, conform articolul 3 din legea 132/2017, fiindu-i reținută ca măsură complementară certificatul de înmatriculare și plăcuțele cu numărul de înmatriculare. Totodată, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Acum bărbatul s-a ales cu dosar penal și va trebui să dea explicații în fața magistraților.